Bună ziua, domnule primar! Mă bucur nespus de mult că, iată, astăzi suntem la dumneavoastră în Comuna Hărău, chiar în biroul dumneavoastră, biroul primarului din Comuna Hărău. Vă mulțumesc mult că ați acceptat ca noi să venim aici la dumneavoastră să discutăm despre ce se mai întâmplă în comuna dumneavoastră, în Comuna Hărău. Mă bucur tare mult! Și eu, bună ziua! În primul rând și eu mă bucur că astăzi sunteți în biroul meu și eu sunt în postura de gazdă. Ce să spunem? Ce se mai întâmplă în comuna dumneavoastră? Lucruri bune, spun lucruri eu. Lucruri bune. Primele 3 luni din an, o parte a fost dedicată pregătirii și împărțirii banilor din bugetul pe anul în curs, pregătirea proiectelor noi, demararea, reînceperea lucrărilor la proiectele rămase în curs de execuție de anul trecut. Cam asta trebuie să facă un primar. Prima dată să vadă ce bani are, să gestioneze banul și apoi să meargă să înceapă proiectele, investițiile în comună, că fără bani nu prea ai ce să... Fără bani nici nu ai ce poate să te gândești și nici ce să... De gândit ne putem gândi, dar rămânem la faza de posibil proiect. Dacă nu există bani să pui în operă, tot degeaba, să spunem așa. Trebuie transpuse în realitate. De multe ori nu reușim pentru că niciodată banii nu sunt suficient de mult. Primările de comune au bugete destul de mici, prețurile, știm cu toții, la materiale de construcție au explodat și atunci varianta cea mai bună este de a depune proiecte pe fonduri guvernamentale sau pe fonduri europene, pe ce se poate ca să atragem bani. Sunteți un primar lăudat aici în comună de cetățenii comunei Hărău. De ce vă laudă lumea, oamenii de aici din comună? Mulțumesc pentru aprecieri, dacă este așa. Ce aș putea spune? În primul rând, place să cred că sunt un primar apreciat datorită faptului că spun lucrurilor pe nume și nu îmi place să amăgesc oamenii. Adică oricine vine la mine cu o problemă, îi spun din start dacă se poate rezolva, dacă există bază legală sau nu există bază legală. Nu-mi place să amăgesc omul, să-l port pe drum. Nu faceți promisiuni pe care nu puteți să le onorați. Nu are sens pentru că bariera asta este, sau poate nu-i bine spus barieră, firul ăsta așa, legătura asta între cetățean și primar de multe ori este foarte, foarte fragilă. Încrederea se poate pierde foarte repede. Totdeauna trebuie să spui la om realitatea. Poate de multe ori îl deranjează pe om pe moment, că nu a vrut primarul să rezolve problema, dar cu timp o să realizeze că de fapt nu am vrut eu sau am ceva personal. Nu există bază legală în a rezolva o problemă. O rezolvăm, dar... Sau poate nu ținea doar de primăria comunei Absolut. Hărău, sunt doar de lucruri, dumneavoastră. Sunt doleanțe din partea cetățenilor care nu depind în totalitate de primărie. Primăria, ca să poată să ajute, cetățenii trebuie să parcurgă anumite etape până să ajungă la primărie. Nu totul depinde doar de primărie. Sunt lucruri care nu depind de primărie, dar noi îndrumăm cetățenii spre, să zic așa, au nevoie de un branșament Îi ajutați Enel, să meargă unde trebuie spre să Enel. Au o altă problemă, îndrumăm spre instituția care le poate rezolva problema lor. Dar ce depinde de noi, întotdeauna căutăm să
rezolvăm pe loc și cu documentele și cu adeverințele și cu absolut tot. Nu ținem cetățeanul nici măcar o zi, dacă se poate, pentru a-i semna o adeverință. Pe loc facem în așa fel, așa, în așa mod e organizată activitatea la noi în instituție, cât cetățeanul a venit astăzi și a făcut cererea în maxim jumătate de oră să-i fie semnată, dacă se poate, sau adeverință eliberată, să nu aștepte. Poftă bună! Cafea, numai cafea îmbunătățită, dacă aveți. Hai. Păi să vede, stai liniștit, că nu stă în lumea. Băi, un cafea... Cafea îmbunătățită. Mă, un cafea la tăț, nu știu ce e, hai, nu stai, eu comand. Eu, mulțumim. Bună ziua! Ce ne spuneți despre domnul primar? E un om, de bine sau de rău? E un om foarte rău. Primar de ăsta, să zic că acum a discutat, nu că să-l lau ca bine. Așa primar n-am avut de când zic eu zic domnului trei. Băi, Dumnezeu un să-ți dea sănătate, Dumnezeu și nu că ce-l aud. Îl cunosc și părinții lui de cât. Și singurul, acum, dai voie să vorbesc. Îți dau cum să nu. Singurul care, eu am avut probleme mari, cu grădină, cu fostul, singurul care m-a rezolvat. Dar nu pe șpagă, nu pe dreptate. Aia e important. Dacă are omul dreptate... Și noi l-am cunoscut că am lucrat amândoi și cu tatăl, nu că îl laud, că am beut. Înțelegi? Da? Ați băut o cafea, văd că... Dar nu de aia. Cafeaua este la ora asta. Nu. Hai, nu, eu plătesc din... Nu, nou. Vă mulțumim! Așa că... Vă mulțumim! Fotogram, spuneți la... Ce-a făcut că el săracul acum nu că să-l lau că ieși din cu Holland l-a dat afară din... Așa e sau nu e așa? Da! Iar dumneavoastră ce ne spuneți despre domnul primar? Sau despre ce vedeți în comună? 2003 să aici, dar ca primar... Ordonat. Și cum se cade, n-am mai avut. Nu că vorbim. E un om ordonat foarte cum se cade și vrea binele poporului. Mulțumim frumos, să aveți poftă, să fii sănătos. O să onoreze invitația la casa altă dată. Și mă duc că iau pe omul că am probleme să schimb un radiator la tractor, că mușesc cu drag de sport. Bine că pot, să fii sănătos. Numai bine. Să fii sănătos. Hai că ai întârziat la ședință. Ați întârziat la ședință. Nu. Ai întârziat la ședință. Dumnezeu să vă dea... La fel, multă sănătate și... Să nu mă dea ocazie. Și ce zic eu, să fie înțelegere în țară. Asta e mai mult ca orice. Păi nimic a vorbit mai la Crâșmă și nu știu și... Când n-are poporul și mânca și distrus agricultura și tăcea atunci și bai. Eu așa zic, înțelegeți ce vă spun, nu că mă bătul că viață, da? Un țăran de bine, de rău, ține un porc doi, deși îl îngrădești să nu-l vândă, să ia, nu să mă laud. Veniți la mine, am luat de 42 de milioane azotat. Da, sunt foarte scump, foarte scump. Înțelegeți, ești motorina oblei. Și sunteți la pensie acum, nu? Eu am o pensie, dar după anii care am lucrat... Câte pensii ați dat pentru 42? Câte au intrat în 42? Spune mie că am lucrat la Reva, el știe. Acum, iartă-mă că... Nu, e nicio problemă. După 42 de ani și am lucrat și la CAP-ul, 17 ani, că am fost obligat. Câte pensii credeți că am eu după... Nu, dar câte pensii ați dat pentru azotat? Faceți un calcul. Eu nu știu să fac calcul. Dar pensia mea pe lună e de 26 de milioane. Și am dat pe azotat 42 de milioane. Două pensii. Altceva nu mai pui, că nu mai trec curent. Am plătit curent. De mâncat nu mâncați azotat, nu. Așa că... Am plătit curent 5.500.000. Da. Și apă și canale și... Motorină, oblei, acum hai să vorbim. Eu vă doresc multă sănătate. Și eu vă doresc. Sărbători cu bine. Și dumneavoastră. Și să ne vedem sănătoși. Așa, nu, acum iertat. Sănătate, nu. Nu, am venit să vă salutăm la cerere. Vă mulțumim. Asta e opțiunea, săranul.
Acum, dacă tot vorbim despre cetățenie, cu ce probleme vin la primărie? Cu ce probleme vin să-i ajutați, să-i îndrumați? Care sunt cele mai întâlnite probleme ale cetățenilor din comună? Să știți că nu au probleme extraordinar de sofisticate încât să nu găsim rezolvare. Mare parte autorizații de construcție. Un lucru îmbucurător, da, pentru comună. În mare parte autorizațiile de construcție. Pe urmă, mici probleme de infrastructură în zonele unde nu sunt drumurile asfaltate. Mici probleme cu sistemul de canalizare. Chiar ieri am avut o sesizare de la două familii de aici din Hărău, care am și rezolvat-o. Pentru că sunt și probleme create chiar de cetățeni. Sistemul ăsta de canalizare funcționează într-un anumit mod și cetățenii, la rândul lor, trebuie să înțeleagă că în acest sistem de canalizare nu se poate deversa orice. Pentru că se înfundă și atunci o să creeze neplăceri. O problemă și mai mare. Celorlalți cetățeni, celorlaltor vecini de pe strada respectivă care nu au nicio vină. Adică nu putem arunca coceni, lemne și alte. Mai ales că a început curățenia, exact, de primăvară, exact, și oamenii, da, unii sunt gospodari și fac, alții vorbim că alții există și categorii. Ori, prea gospodari, cu ghilimele de rigoare, încât mai incendiază, asta e una dintre probleme, incendiarea vegetației uscate. Care creează. Iată că nu s-a înțeles. Nu s-a înțeles. Iar amenziile nu sunt mici. Nu sunt mici. Pentru... Nu este doar la nivelul comunei Hărău sau la nivelul județului Hunedoara. Este o problemă generalizată la nivel de țară, să spun așa. Chiar duminică m-am întors la Timișoara și pe tot traseul până Hunedoara, peste tot fum și foc. Fum și foc. Nu este un lucru. O să fie și penalizat și la Apia. Tot am făcut apel la cetățeni să aibă grijă cu incendiarea vegetației uscate, mai ales pe terenurile care sunt declarate la Apia pentru subvenții. Aici e o problemă cu conștientizarea acestor lucruri. Și cu înțelegerea acestui fenomen, da, pentru că, iată, nu mai avem voie să alte probleme dăm mai, mai ne solicită sprijin, iluminatul stradal, dacă nu funcționează într-o anumită zonă, nu probleme majore. Oamenii au înțeles că administrația din Hărău face totul pentru a dezvolta comuna noastră. Avem toate proiectele mari depuse și urmează și sunt următoarele proiecte să mai fie depuse și tot ce este important pentru comună și pentru viitorul comunei se lucrează la proiecte și vor fi transpuse în practică. Inclusiv urcarea și coborârea la autostradă. Un vis care devine realitate și sperăm că într-un termen destul de scurt, este deja în fază de proiectare, au fost echipă pe teren care a luat probe din teren pentru turnarea pilonilor și a bretelelor de urcare și coborâre pe autostradă. Lucrul ăsta va implica și un pod peste Mureș, care va scurta efectiv distanța dintre noi și Deva și Hunedoara. Și atunci cred că și partea economică va lua altă amploare în zona comunei, pentru că deja posibili investitori în zonă au început să ne caute, să se intereseze de zonă, ce ar putea să dezvolte în zonă. Este un lucru extraordinar să ai urcare și coborâre la autostradă
Așa, estimativ, când va fi gata? În 3 ani, 4 ani, 5 ani? Din discuțiile, din discuțiile care purtate. Le-am purtat până la, la această oră cu reprezentanții NAIR, undeva în jur de 3 ani. Acum depinde foarte mult și de modul de derulare a lucrărilor. Dacă vor lua decizia de a scoate la licitație aceste lucrări, termenul de execuție probabil va fi mai mult, pentru că știm procedurile de licitație, de tot ce înseamnă o procedură până la efectiv la începerea lucrărilor. Dacă se vor duce pe varianta de a executa în regim propriu această lucrare, atunci termenul va fi mai scurt, că se elimină procedura de licitație, de eventuale contestații și dar merită așteptare și răbdare, bineînțeles, da. Un vis împlinit atunci va fi când va fi dat cu siguranță. Toți factorii decidenți, să zic așa, sunt implicați, și noi ne dorim, și Hunedoara își dorește, și Deva își dorește, și Consiliul Județean, absolut toți ne dorim să se realizeze acest proiect și cu siguranță va fi realizat. Dar principalii beneficiari, eu spun că o să fie în primul rând Comuna Hărău, ca și o dezvoltare economică majoră în zonă. Vorbeam puțin mai devreme despre oameni și despre cetățenii Comunei Hărău. Am văzut pe pagina de socializare a primăriei, a dumneavoastră personală, că acești oameni din comună, împreună cu dumneavoastră, au ajutat și pe alți oameni. Și aici mă refer la refugiații din Ucraina. Da. Spuneți-ne și acest ajutor, în ce a constat, cum a luat amploare, ce s-a realizat până acum? Păi am urmărit și noi cu atenție ce se întâmplă. Am primit două, trei telefoane de la cetățeni din comună care au întrebat dacă noi nu, dacă organizăm sau am organizat și noi o acțiune de strângere de fonduri, de bani, de alimente. În momentul ăla, dacă sunt cetățenii doritori, haideți să facem și noi acțiune de acest fel. Am postat pe pagina de socializare, am mai anunțat prin comună cine dorește, a fost un termen, toate donațiile, nu am vrut să luăm bani, pentru că nu, cum să spun, mă feresc întotdeauna de a lucra cu banii necontabilizați, să zic așa, pentru că nu vreau să creez niciun fel de discuții sau am dat banii, omul să rămână cumva cu gândul dacă au ajuns, banii au ajuns sau unde trebuie sau nu au ajuns. Ne-am spus din start, nu adunăm bani, adunăm doar alimente neperisabile sau materiale de igienă proprie. Oamenii au înțeles, au venit, am făcut un tabel cu fiecare cetățean care a donat, s-au adunat toate aceste ajutoare la Căminul Cultural, deci de lângă primărie, s-au ocupat angajatele de la Biroul de Asistență Socială cu acest lucru. Am fost contactat de un cetățean din localitatea Bampotoc, domnul Dehelean Daniel, și mulțumesc și pe această cale. Dumnealui a vrut să facă transportul gratuit, are o firmă de transport, ne-a pus la dispoziție, a venit băiatul dânsului cu o camionetă, am încărcat tot ce a fost donat și s-a transportat la destinație pentru persoanele aflate în nevoie, să spun așa. Am mai avut o familie care a locuit în localitatea Bampotoc aproximativ 3 săptămâni. Cum a ajuns această familie comună? Cunoștințe comune, cu un cetățean irlandez.
care are o proprietate în, în localitatea Bampotoc, John Aston, este numele dumnealui, și le-a pus la dispoziție locuința, locuința fiind liberă. El locuie mai mult în Irlanda, soția este româncă. Le-a pus la dispoziție, noi am trecut periodic, le-am, dacă au avut nevoie de ceva, le-am pus la dispoziție, au avut nevoie de ceva medicamente, le-am cumpărat, a fost o familie din 6 membri. Acum mai locuiesc în comună? Nu, au plecat în Irlanda, tot la domnul de care vă spuneam. Au plecat săptămâna trecută, da. Săptămâna o familie trecută. Compusă de câți membri? 3 copii și 3 adulți. Bunica, părinții și... Și nepoții. Da, 3 copii. O familie... Din punctul nostru de vedere și atât personală cât și din funcția pe care o aveți, ce credeți? Toate aceste săptămâni de război, care e viziunea dumneavoastră, percepția dumneavoastră? Și dacă ați avea și un punct de vedere, oare cât va mai dura și ce se va întâmpla? Și dacă noi vom avea de suferit, noi România? Avem deja de suferit, economic vorbind, toate prețurile au explodat și este o cauză și acest război care, din punctul meu de vedere, nu se justifică. Deci totuși suntem în 2022 și cred că anumite lucruri sau majoritatea lucrurilor se pot găsi soluții prin dialog. Deci dacă trebuie să vorbească armele și să moară atâția oameni și copii nevinovați, pentru ca cineva să-și ducă anumite planuri la să le pună în practică, nu cred că din punctul meu de vedere nu este ok. Iată că venim după 2 ani de pandemie. Da. Încă nu putem să vorbim că am scăpat de acest virus. Vedem că lucrurile între alte țări se precipită din nou, să spun așa, și cu siguranță o să... Acum iarăși avem o perioadă de liniște, da. Liniștea dinaintea furtunii. Noi sperăm să rămână tot liniște. Specialiștii spun că va veni și al 6-lea val asupra noastră, așa că trebuie în continuare să fim atenți. Da. Și să ne protejăm. Da. Spuneți-ne, domnule primar, aici în comuna Hărău, care sunt proiectele deja începute, la acest moment unde se lucrează? Proiectele începute și care sunt în derulare la această oră, se finalizează stația de epurare. A mai fost acolo sistemul de supraveghere care s-a finalizat și mai este ceva pe partea electronică de transmiterea datelor SCADA. Este grădinița. În ce stadiu aici a ajuns grădinița? Grădinița este, să zic așa, 99% este finalizat. Asta mai, înseamnă mai că în toamnă 100%, 100%, este 100%, inaugurată. Da. Pandemia și perioada prin care am trecut ne-a ținut pe loc. Și nu s-au putut finaliza lucrările. Mai avem partea de exterior, dar dacă doriți putem să mergem până la fața locului. Aceasta este grădinița nouă. Construită de la zero. De la zero. În toamnă 100% cei mici vor începe nouul an școlar. Aici mai avem de amenajat partea de exterior. Da. Ce înseamnă curtea interioară, acolo unde se vede pregătit, acolo va fi locul de joacă, unde va fi turnat covor de tartan pentru protejarea celor mici și aparatele de joacă. În rest va fi zonă verde, tot va fi amenajat și pus covor de gazon.
un sistem de... Spuneți-ne, acest pământ, ce era înainte? Cum acest pământ a fost un pământ plin de vegetație, de spin, de pomi neîngrijiți. A fost a unui proprietar privat. Eu l-am achiziționat tocmai pentru această investiție și în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Banca Mondială s-a construit această grădiniță. Care e mărimea acestei? Câte clase vor fi? Sunt două grupe, da? Care acoperă necesarul comunei hărău, să zic așa, pentru copiii care sunt la grădiniță, cu bucătărie, cu vestiare, toate cu toate utilitățile. Și aici, în zona din spate, vrem să mai construim ceva pentru a face cu program prelungit. Se poate și în interior. Da. Dar ar exista spațiu destul și în interior, dar doresc să fac în partea de acolo dormitoarele separat, să nu mai aibă legătură cu... Iată că luna viitoare se încep acele dosare pentru a-și găsi un loc la grădiniță, atât la grădiniță cât și în grupa pregătitoare. Deci cetățenii din comună din luna aprilie, chiar din 11 aprilie, pot veni cu dosarele la primărie pentru a-și ocupa un loc aici în grădiniță. La primărie sau la școală? Sau la școală? La secretariatul școlii. Este loc pentru toată lumea, nu este. Ați făcut problem. Un calcul, da, numărul absolut, micuților absolut, corespunde este, cu corespunde nimeni, nimeni nu va rămâne pe din afară, să spun așa. Ne dorim cât și mai mulți, dacă nu toți copiii, să rămână aici în comună și cred că așa se va întâmpla odată cu deschiderea noii școli, pentru că sunt părinți care muncesc și n-au cu cine lăsa copiii și atunci preferă să-i ducă la oraș, la grădiniță și sau la creșe. Și când își termină serviciul, să ia și să dar vină acasă. Fiind, având această posibilitate în comună, cu siguranță vor fi lăsați aici în comună. Criterii avem? Nu avem care optează. Nu, pentru că nu este cazul. Noi ne dorim, nu vrem să facem niciun fel de diferențe între un copil sau celălalt. Am înțeles. Pentru noi toți sunt egali și așa trebuie să fie. Se mai lucrează la un cămin pe fonduri europene în localitatea Chimindia. Nu exista până acum cămin? Exista, sau, dar nu întrunea condițiile. E o reabilitare totală? Da, o reabilitare totală și extindere. Și o extindere. Iată că am ajuns, așa cum ne-ați promis, să ne arătați și șantierul în lucru la căminul cultural. Oamenii sunt deja la muncă. Domnule primar, aici, așa cum ne-ați spus, e o reabilitare totală. O reabilitare totală, o consolidare. N-a fost turnat pe vechea construcție centura de legătură. S-a schimbat acoperișul complet. Lemnul care a fost, o parte din el n-a mai putut fi folosit. Grinzile cele vechi au fost din foștii stâlpi de la rețeaua de electrificare. Să îi vedem. Da. Atunci au fost folosiți atunci pentru... Atunci au fost când s-a desfințat rețeaua veche de electrificare și au fost puși stâlpii cei noi de beton. De beton. Stâlpii vechi au fost folosiți pe post de grinzi. Să și văd că au și plăcuțele metalice de avertizare. Ei, astea au fost, s-a schimbat nou.
Noi sperăm că în acest an unul dintre concertele de colinzi să aibă loc într-un loc, această locație nouă și o să vă și înaintez invitația de pe acum la evenimentul care o să aibă loc. Acolo sunt grupurile sanitare, pentru că nu acest cămin nu exista înainte. Cu băi, cu apă curentă, cu apă caldă, încălzirea va fi centrală termică, deci toate condițiile încât să se poată desfășura orice tip de activitate. Împrejmuirea gardul să fie schimbat, nu, în spate să fie parcările făcute, deci o să iasă un lucru frumos, spun eu. Când va fi gata, va fi un lucru extraordinar. Cam când considerați că va fi gata? Din discuțiile cu constructorul, în maxim 3 luni de zile. Așadar... În maxim 3 luni de zile va fi finalizat. Va fi o toamnă roditoare, da, câte ne-ați spus siguranță. Până acum. După o să care, venim și la toamnă, da, să vedem tot, roadele. Tot această firmă a câștigat licitația și pentru căminul din Bampotoc, care tot pe fonduri europene, pe la Fir Timișoara. E o firmă românească? Da. O firmă românească. Firmă românească din Hațeg. Au fost singurii doritori care au, care au participat la licitație. Aici o să vină parcarea. Aici în spate o să fie parcarea. Aici o să vină partea de bucătărie. O parcare mare, din câte văd. Acest pământ, acest era tot al căminului vechi sau ați mărit? Tot al căminului vechi. Am mai achiziționat o parte care nu era a noastră, dar destul de puțin ca să putem amenaja parcările așa cum ne dorim. Și din strada principală să... Din strada principală, de acolo se face intrarea. Se face intrarea aici. Aici va fi amenajat o zonă verde. Și aici e casă? Aici e casă particulară, da. Aici terasa aceasta va fi închisă în față cu uși care se permit să o deschizi în totalitate. Dacă un fel de hol. Da, de... da. Doar că se poate... Și lăsat deschis să se poate și închide. Mobilierul pentru cămin l-aveți deja achiziționat? Este tot în aceste fonduri. Nu l-am achiziționat. Acela este ultimul lucru care îl facem. După ce totul este ok, atunci vom achiziționa și mobilierul respectiv. Proiectoare, sonorizare, scaune, mese. Aici va fi... sala artiștilor, să spunem așa. Da. Va fi amenajată în această încăpere. O cameră de schimb și de pregătire a artiștilor. Accesul se va face prin... Și nu numai artiștilor, al elevilor din comună, toți care vor veni. Se va face accesul pe scenă. Va fi o ușă aici cu accesul pe scenă, iar acolo mai sunt încă 3 încăperi care... vor deservi. Urmează același lucru și pentru căminul din satul Bampotoc, o să înceapă și acolo lucrările tot în acest an, în vara acestui an. Cam aceasta ar fi... Și eu vă întreb acum, domnule primar, cât de important este un cămin cultural într-o comună, într-un sat aparținător comunei? Vedem că în alte județe se renunță la acest cămin cultural pentru a da o altă conotație clădirii sau a reabilita și a face altceva din locul acela. Cât de important este un cămin cultural? Să știți că și noi am avut cetățeni, puțini, ce este drept, care ne-au pus întrebări de ce a mai trebuit să investiți bani să reabilitați clădirile astea, că oricum nu mai face nimeni nimic în ele. Eu nu sunt de aceeași părere. Adică aceste clădiri au fost
construite din, și cu munca cetățenilor din localitatea respectivă. Nu le poți lăsa să se demoleze, să devină niște ruine. Sunt în, majoritatea sunt în centrul localităților, dă și prost ca imagine să ai o dărăpânătură în centrul localității și nu au mai fost folosite în ultima perioadă datorită faptului că nu mai întruneau condițiile necesare. Adică erau depășite din punct de vedere și estetic și funcțional. Adică nu aveai un sistem de încălzire performant cu centrală termică și mai departe. Nu aveau, de exemplu, o bucătărie amenajată, mobilier, nu erau dotate cum trebuie și atunci omul a încercat să reorienteze o scenă a căminului. A vrut să facă, de exemplu, căminul din Hărău, care este reabilitat și este nou și este făcut pe Compania Națională de Investiții și întrunește aceste condiții, avem cerințe fiecare an, o nuntă mai mică, un majorat, o activitate culturală, cei la școală, adică are o funcționalitate și a fost justificată investiția. Sunt convins că același lucru se va întâmpla și în celelalte localități din moment ce aceste clădiri vor fi reabilitate și aduse la un nivel care să acopere toate nevoile cetățeanului când face o activitate în acel spațiu. Păi, acum ce să facem? Să le lăsăm toate în paragină? Avem școli care nu mai funcționează. Școala din localitatea Bampotoc, școala primară, nu mai funcționează. Școala primară din localitatea Bârsău nu mai funcționează. Școala primară din localitatea Chimindia mai funcționează și grădinița doar acest an. Din toamnă nu va mai funcționa pentru că totul s-a centralizat aici la centrul de comună. Ce să fac cu aceste clădiri? Să nu le introduc într-un program de reabilitare, o să le introduc și o să le dau o altă destinație. Într-o... O să și găsiți activități care se vor face în cea de la Bârsău, de exemplu, și la propunerea consilierilor din localitatea respectivă, vrem să organizăm în acea clădire, să facem muzeul satului. Nu se modifică nimic la clădire, decât o renovăm, o izolăm termic, schimbăm tot ce e de schimbat și înăuntru facem muzeul satului. În cea din Bampotoc am în plan de viitor să dezvolt un centru de bătrâni. Am avut cazuri de persoane singure, care nu au mai avut aparținători și nu aveau cine să le îngrijească. Trebuie să ne gândim, nu ceva mare, extraordinar, doar pentru nevoile locale, să spun așa. La Chimindia, la fel, o să gândesc ceva și pentru clădirea respectivă. O fost, nu le putem demola toate, e simplu, ai băgat buldozerul, ai demolat și ce ai făcut? Am demolat. Spuneți-mi și din punct de vedere al transportului pentru copii la școală, dacă ați spus că aici în centru sau ați rezolvat acea problemă mai veche cu șoferul pentru un microbuz. Nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Nu ați primit niciun răspuns din partea inspectoratului școlar. Acum am înțeles că se va schimba. Școlile s-au deschis de ceva timp și iată și că... O să reluăm, nu am abandonat această idee, mai ales că din toamnă vin și cei mici de la grădinița din Chimindia și cu siguranță din toamnă o să fie două microbuse. Noi de fapt avem două microbuse, doar ne trebuie al doilea șofer. Iar pentru ceilalți elevi care fac naveta la oraș, acum în premieră o spunem, avem un proiect depus pentru stațiile de încărcare pe AFM, pe fondul de mediu, și pe PNRR vreau să achiziționez un microbus al primăriei care să-l pun la dispoziție pentru transportul gratuit
ale elevilor care se duc la liceu. Pentru că este o problemă cu transportul în comun. În comună. Da. Și atunci acest microbus să deservească copiii care fac naveta la Deva, la liceu. Eu vă mulțumesc tare mult pentru informațiile oferite telespectatorilor noștri pentru Servus HDTV. Vă doresc o primăvară roditoare, multă sănătate și, bineînțeles, tuturor cetățenilor de aici să fie conștienți că nu toate problemele țin de primarul din comună. Încă o dată vă mulțumesc pentru primire și mult succes în tot ce faceți. Și eu vă mulțumesc pentru vizită. Prin dumneavoastră ajunge informația la cetățean. Este un lucru foarte important să transmitem această informație, omul să fie informat, să știe ce se petrece în comună. A fost o perioadă grea în care eu, deși îmi place și eram obișnuit să fiu tot timpul în mijlocul cetățenilor, a fost o perioadă în care aceste vizite s-au mai redus, dar o să reluăm din nou obiceiurile de a merge în fiecare localitate cât mai des și de a avea întâlniri cu cetățenii, în așa fel încât să fie informați la zi, să spun așa, cu tot ce se întâmplă în comuna noastră și să fie sigur că tot ce se face de către administrația din comuna Hărău se face doar în interesul și pentru cetățenii din comuna noastră. Vă mulțumim!